Iese din izolare după al doilea rezultat negativ la testul pentru coronavirus. Premierul a făcut primul test pe 5 octombrie, iar acesta a fost negativ. Tot atunci, Orban a anunțat că se izolează după ce a intrat în contact cu jurnalistul Silviu Mănăstire, diagnosticat cu SARS-CoV-2. Colega mea, Gabriela Del Pupo, ni se alătură cu informații. Te ascultăm. Bun găsit, într-adevăr, au trecut 11 zile de la acea emisiune și astăzi testul premierului a ieșit negativ, este în siguranță, deci poate participa la ședința de guvern care va începe la ora 7:17. Atunci se vor discuta mai multe hotărâri. Ne așteptăm să fie demiși și să fie numiți niște prefecți. De asemenea, să se discute un împrumut important pentru Spitalul Regional Iași de la Banca Europeană de Investiții, o listă întocmită în ceea ce privește Ministerul Finanțelor Publice, secrete de stat pe categorii de secretizare și alte hotărâri și memorandumuri care nu mai puteau aștepta. Lipsește însă un punct important care trebuia să se afle astăzi pe masa guvernului, o revenire la acea ordonanță de urgență prin care s-a reluat utilizarea cardurilor de sănătate, având în vedere că medicii de familie au trimis nenumărate petiții la Ministerul Sănătății prin care cereau revenirea la starea de neutilizare a acestor carduri, la fel cum a fost în începutul pandemiei, când le era mult mai ușor să elibereze rețete și să consulte online pacienții. Spun că, având în vedere numărul crescut de cazuri, faptul că trebuie să utilizeze aceste carduri este foarte dificil. Gabriela, mulțumim. Imagini fără precedent la catedrală.